un scandal între polițiști și câțiva petrecăreți a zguduit zona Vieșoara din Bistrița. Agenții au fost chemați să rezolve un caz de tulburare a liniștii publice. Un bărbat își serba ziua de naștere cu muzica dată la maximum, spre disperarea vecinilor. Ajunși la fața locului, polițiștii au fost atacați de petrecăreți. Pentru că situația a impus-o, în sprijinul polițiștilor au venit întăriri. Scandalagii au fost încătușați, numai că la secția de poliție a izbucnit un nou conflict. Unul dintre petrecăreți s-a automutilat și a fost dus la secția de psihiatrie a Spitalului Județean. Bărbații care au iscat scandalul au deja dosare penale pentru ultraj.